domnul Tobescu, cine a menținut această biodiversitate a pădurilor României? Deci România din toată Uniunea Europeană are cea mai mare biodiversitate, da? L-am întrebat pe unul verde, pot să-i spun cu capul verde. Zic, cine a creat toată? Și a zis, băi, natura, nu voi silvicultorii. Bun, a creat-o natura, ne-a lăsat-o așa, dar cine a menținut-o de-a lungul sutelor de ani? Silvicultorii. Și fauna României, cine a menținut-o? La fel avem cea mai bogată faună din Europa. Cine a menținut-o? Vânătorii împreună cu silvicultorii. Deci această activitate de vânătoare era sub îndrumarea silvicultorilor. Nu se făcea fără silvicultori. Și aici poate se vede ca nicăieri, pentru că aici este un trup de pădure plantată, deci da, cu salcâm și cu plop, da, deci de proveniență cumva artificială. Și este un trup de pădure cunoscut pentru bogăția de vânat, și căprioară, și mistreți, fazan. Deci e un trup de pădure în zona de câmpie, extraordinar de bogat în viață sălbatică, unde pădurea se împletește cu ochiuri de apă pe malul, exact, Dunării. Este un loc deosebit. De aceea chiar v-am zis că azi am văzut o familie de potârnici foarte numeroasă aici în zonă. Acolo și căprioara a trecut pe lângă noi. Da. E frumos. Pădurea este generoasă. Dacă o respectăm și o îngrijim așa cum trebuie, este generoasă cu noi toți. Nu numai cu noi silvicii care lucrăm pentru ea. Deci unii își imaginează pădurea fiind numai pădurea bătrână. Ori în realitate, da, noi silvicii vedem pădurea în evoluția ei. Într-o pădure trebuie să avem și pădure tânără și în curs de regenerare, și pădure adolescentină. Și pădure matură. Exact. Pentru că ăsta este ciclul... Și bătrână. Și bătrână. Ceea ce nu prea este pe la noi pe ei. Există trupul de stejar din Ostrovul, de acolo, cum se numește, de la Gârla, nu? Sigur. Acolo, da, este un codru bătrân fenomenal, extraordinar de frumos. Aici avem doar aceste specii repede crescătoare. Plop salcie, plop euroamerican, plop alb, plop indigen, plop negru indigen. Dar este un mozaic de specii care sunt reprezentative acestor terenuri, acestor suprafețe. Și chiar și aici, dacă ne uităm împrejur, avem specii de amestec, pentru că avem dud. Foarte mult dud, care de asemenea vegetează foarte bine. Foarte bine pe soluri sărace și acoperă bine terenul. Și avem o bogăție de specii de subarboret. Avem, exact, corcoduș, avem păducel. Păducel. Am văzut mai multe specii din astea mai de multe specii. Arbuști, da. Mai multe specii. Deci pădurea ajunge într-o stare de echilibru cu locurile. Să-l parafrazez iar pe domnul Norocel, de la tinerețe până la bătrânețe. Educarea copiilor, cum sunt tineri, în perioada de tinerețe modelarea, și la bătrânețe să venim cu acele lucrări de regenerare, pe care silvicultura românească le are. Deci în silvicultură încă mai sunt oameni dedicați, sunt foarte mulți profesioniști sunt în silvicultură. Deci suntem într-un trup de pădure gospodărit, creat în urmă cu peste 100 de ani, da, da, și gospodărit cu continuitate într-un regim silvic, de către o administrație silvică, da, și rezultatul fiind o continuitate a pădurii și o pădure frumoasă și de viitor în continuare. Da.